Până am găsit la un nou vlog, că nu ne-am mai văzut de foarte mult timp, foarte mult. Am fost bolnav, dar și acum sunt. Și Bun, dar n-am început vlogul ăsta. Doar că povestesc eu că sunt drăgit. Am o surpriză pentru voi, adică nu e o surpriză. Nu pot să spun că e surpriză, că vă dau $1,000,000 sau că vă dau bani sau vă dau ceva. Vă dau nimic. Trebuie să ghiciți. Veți câștiga abonați, vă veți ghici acest lucru care o să vi-l spun imediat. Voi trebuie să ghiciți cine o să vină înapoi la Tisa. Adică s-a mutat într-un loc, vă spun locul pentru că atunci o să știți cine. Și o să vină înapoi poate sâmbătă sau duminică. Da, depinde când. Uite, azi sunt 200 de grade, nu așa cald, dar totuși e bine. Dacă ce scrieți în comentarii aici, la videoclipul ăsta, cine credeți? Sau și dacă nu știți, voi ieșe din Tisa dacă vreți. Da. O, da, am descoperit că mai este un... mai... e un youtuber și nu e așa de nou. De dinaintea mea când e aici al toți youtuberi din Tisa nouă. De vreo acum 6 luni canalul sau 7-8 luni. Da, e mult timp la e de 114 abonați sau 113, dar m-am abonat la el pentru că îmi plac videoclipurile lui. Se numește Deiu Ro. Dacă vreți abonați-vă la canalul lui. Eu l-am văzut și este tare, îmi place canalul ăla și abonați-vă și la Eli. Bine, deci scrieți în comentarii cine credeți, scrieți dacă vreți așa orice nume vezi voi. Scrieți și la întâmplare, vă trebuie să pică ăla și aveți canal de YouTube și o să mă abonez. Văd eu de pe câte conturi, pentru că am vreo 8 conturi, așa ceva, da. Am multe, 8 conturi am. Și o să, poate o să-i fac și niște promovări care am în lumea. Da. Deci vă rog, abonați-vă la Edi, că când o să vină Edi înapoi la voi aici, un pic, da? O să facem videoclipuri împreună. Super videoclipuri. Sper, până la vară, sper, fac 500 de abonați. Asta mă hitoriță, mi-a spart 500 de abonați până la vară. Și am spus că până în... când am spus? O, da, până în 14 aprilie. Noi suntem doar acum, am spus acum o săptămână acest lucru, mă gândeam eu. Asta vreau să obțin. Yes! Mamă, cât sunt! Gata! Am spus să fac, scuze dacă nu mă aud bine sau asta că nu vorbesc tare. Am spus că până în 14 aprilie o să fac 244 de abonați și am 244 de abonați și astăzi este, astăzi doar în 29. Da, cred că, da, 29 este azi. 29 martie, mai e mult până asta, poate până în 14 aprilie fac 500 de abonați. Pentru că văd că mă fac mulți abonați. Chiar îmi place să fac videoclipul ăsta, că îl fac acum, când îmi bate soarele tare. Și poate mâine e joi. Poate mă întorc la școală dacă mă simt mai bine. Că nu mă pot duce la școală în halul ăsta, pentru că dimineața mă iată timpul mai rău.
Adică în continuu tu șef. Acum văd că nu eu am nu știu câte medicamente foarte multe și 400 de euro pentru tuță, dar tătușesc că vomit. Azi de 4 ori am vomitat. Eu nu mai știu eu cât la. Și am și vrebă. Acum mai m-a scăzut, dar tot mă doar capul. Nu știu ce am luat sau ce am cucut-o, că e tot YouTube am. Până aici ar trebui să oprim videoclipul. Abonați-vă la mine și la Edi. Se numește Edi, Edi, trebuie să apar și eu videoclipurile alea. Se numește Edi, Edi, Jocul Matematic sau alte variante. Primul nostru vlog sau primul vlog sau un nou vlog. Să mai fac unul imediat. Să am ceva de discutat. La revedere.